Zona de vărsare a Ialomiței în Dunăre, locul unde oamenii au găsit de-a lungul istoriei tot ce au avut nevoie pentru a se dezvolta, a fost totodată și punctul terminus al vechiului drum comercial ce cobora din centrul Transilvaniei până la Dunăre. De aici, mărfurile românești își urmau traseul către piețele din îndepărtatul Orient. Însă, aici, la gurile de vărsare ale Ialomiței, veneau nu doar corăbii care aduceau mărfuri de peste mări, ci și ciobanii care coborau toamna de la munte cu turmele lor de oi pentru iernat. Locuită încă din neolitic, zona va cunoaște o maximă înflorire și dezvoltare în Evul Mediu, când pe grindurile înalte, răsărite dintre meandrele pe care Ialomița le făcea înainte de vărsarea sa în Dunăre, se construiesc case și biserici, ateliere meșteșugărești și depozite pentru provizii. O așezare care curând va deveni un adevărat oraș, cunoscut mai ales pentru comerțul cu oi și lână. Situat multe secole la frontiera cu Imperiul Otoman, pe un important drum comercial, orașul de Floci, căci despre el este vorba, va deveni în scurt timp centrul întregii zone. Orașul este menționat în anul 1431, în timpul domniei lui Dan al II-lea, iar la mijlocul secolului al XVI-lea îl regăsim reprezentat pe hărțile timpului. Numele vine de la comerțul cu lână practicat atât de localnici, cât și de oierii care coborau dinspre Transilvania către granița de sud a țării românești. În scurt timp, așezarea devine o adevărată cetate a lânii, unde ciobanii vindeau cea mai bună lână și câlți de calitate din întreaga zonă. Incendiat în anul 1470 de domnul Moldovei Ștefan cel Mare, în încercarea sa de a-l înlătura de la domnie pe Radu cel Frumos, fidel politicii otomane, orașul s-a refăcut repede, iar viața comercială și-a reluat în scurt timp cursul firesc. Secol, alte lupte. În timpul campaniei anti-otomane din vremea lui Mihai Viteazul, domnul Unirii, despre care se spune că este fiul Tudorei de la orașul de Floci, așezarea este incendiată de două ori de turci. Un an mai târziu, în 1595, și polonii vor da foc orașului. Refăcut cu greu, orașul devine din a doua jumătate a secolului al XVII-lea reședința județului Ialomița. Prădat și jefuit rând pe rând de poloni, tătari și turci, Târgul de Floci va dispărea în urma războaielor ruso-turce din anii 1769-1774, iar locuitorii săi s-au răspândit care încotro, după ce pământul pe care era situat orașul a fost dăruit de domnii țării românești unor mănăstiri din București.
Din vechea așezare urbană medievală, nu a mai rămas astăzi aproape nimic. Un colț de zid dintr-o biserică de la începutul secolului al XVII-lea stă mărturie măreției vremurilor apuse nu demult. De peste 30 de ani, arheologii de la Muzeul Național de Istorie a României și cei de la Muzeul Județean de Istorie Ialomița încearcă să aducă la lumină vestigiile orașului dispărut. Cele 7 ateliere meșteșugărești descoperite până acum, ruinele a numai puțin de 3 biserici, zecile de locuințe cercetate, podoabele și ceramica deosebit de frumoase și în pas cu moda vremii, toate vin să demonstreze locul și importanța orașului de Floci în economia țării românești în cursul evului mediu. Aflat la granița dintre rural și urban, orașul medieval adăpostea o lume pestriță, cu preocupări diverse, cu gusturi mai mult sau mai puțin rafinate și, evident, cu povești de viață inedite. Și pentru că orașul de Floci era o adevărată cetate a lânii, torsul și țesutul erau meșteșuguri practicate în fiecare casă. Dincolo de asta, existau chiar ateliere în care lâna era prelucrată, fapt demonstrat prin descoperirea fusaiolelor și a însemnelor de meșteri. Dincolo de spațiu și timp, ca o aducere aminte a unor vremuri ce astăzi au apus, păstăritul a rămas în zona de vărsare a Ialomiței în Dunăre, o ocupație des întâlnită, chiar dacă astăzi comerțul cu lână a dispărut. La începutul verii, turmele de oi erau tunse, iar lâna transformată în produse necesare gospodăriei. După ce era tunsă și spălată în ciubere mari cu apă fierbinte și leșie, lâna era limpezită în râu și uscată pe garduri. Urma apoi scărmănatul, torsul și țesutul. Din firele de lână, dar și din in, cânepă și bumbac, fetele și femeile țeseau, în special iarna, la șezători, pânza pentru cămăși, sumane, covoare, macaturi, prosoape și brâie. În trecut, nicio fată nu se putea mărita dacă nu avea zestre. În afară de pământul, animalele și bunurile de uz casnic primite de la părinți, orice fată de măritat trebuia să aibă lada ei de zestre, în care erau adunate, până la vremea măritișului, așternuturi pentru pat, cuverturi, scoarțe pentru perete, covoare, ștergare, dar și obiecte de îmbrăcăminte. Îi dădea pământ, 2 hectare sau 3 hectare, după cum avea, după cum erau părinții. Oi, vaci, boi, în locul cailor care nu avea, căruță cu cai care avea, să dădea, vițel, porc. Și lâna când o lucrați? Când ne tundea oile, o spălam,
usca și o luam la bătaie cu nuiaua, pe un preș așa, pe urmă scârmănam și mergeam și o trăgeam la 6 kg, 7 kg, după cum aveai, și 10, și 15. Veneam acasă și noi seara să ne culcăm de vreme, nu, mai mult de 12, jumate, 1. Torceam, făceam o paiție, cum în seara asta la mine, mâine seara la alta și lucram, torceam și dăm furgă. Asta era la noi, mămică. Dacă nu aveai astea și nu erai domnișoară, te puneau pe grapă și te plimba tot satul. Și tasul, fetii, cu biciu mână. Te atingea, cum ziceai ceva, ea spune, ce ai făcut? Cine face ca mine, ca mine să tragă. Și o plimba cu calul tot satul pe grapă. Iar cine era, era valoros, mămică. Făcea rachiu cu muzică, la cămin, acasă, întindea mesele. Petreceam, asta era, mămică. Mie mi-a dat tata 2 hectare de pământ, căruță cu cai, mi-a dat 2 văcuțe și un porc și 15 oi. Astea le-am avut de mămică. Aveam eticheta ale cui sunt. Aici multe, patruițe, pui, cu tot fel. La 7-6 de ani ce-ți mai fac? Asta e năvădic, de năvădea. Din lână? Da, de lână, mămică, de lână. Și lână, bătătura aia mare, lână. Ce se face greu? Se face greu de năvădea și am caiet care, după scris, le năvădesc. Și le primeau fetele destre? Da. Dacă n-avea chiar cu? Alea-i fulgi. Aia e fulgi, acolo aia tot se fulgi, aici am tot fulgi. Și dacă nu primea teancuri? Nu, cea mai sărată, cea mai amărâtă. Așa era, nu, anu? Da. Asta e, ce să... Cât lucrați la o covertură de asta? Asta? Treceam câte 4 coșii la zi. Că treceam că s-o vezi. Treceai moda. Într-o zi și o noapte, într-o zi și o seară, treceam o modă, 7 coți la covertură, 7 coți. Lucrurile făcute în casă erau frumoase și rezistente și, în plus, făceau dovada hărniciei celei care dorea să se căsătorească. Fetele erau învățate de mame și bunici să coasă, să toarcă și să țeasă încă de la 10-12 ani. Mama urzea. Eu n-am învățat ca să urzesc, dar ne vedeam. Așa, în 4 iții, în 3 iții, colveltori în fulgear la fel. Și când m-a băgat prima dată în război, m-a băgat la preșuri. Că așa se făcea preșor, cum era la țară. Și n-ajungeam bine la poznogi. Și-mi dădea cu noi o apise picioare. Firea aia furisită, dar nu știi să dai, ia fă așa, ia, dădea. Și m-am învățat. După aia mi-a băgat mode, cum se spune aici la țară la noi. Mi-a băgat 2 mode. Le-am țesut. Dacă a văzut mama că am luat bine de un loc, a urzit 100 de coți de pânză. Că la noi nu se mărita fata până nu avea ștergare și cămăși de noapte. Am cusut 6 cămăși de noapte, că așa se cosea, și 110 am avut ștergare, cu peșchire, cu tot. Și le făceam franjuri sau le făceam tanteluță, așa de 2 degete. Asta era la noi. Croșetam, făceam plovuri, făceam mânuși, ciorapi de lână, că îi purta bărbații, mai ales iarna, ciorapă până la genunchi, că îl băga în cizmă, îl băga în ochinci, cum era înainte. Uite, așa să țese și așa, astea-s macaturile din comuna Giurgeni. Acum, cui le place, dar noi, uite, așa lucrăm, în felul ăsta. La noi se numește asta mode, care se face în felul ăsta. Mai frumos de atât nu avem ce face. Cu nașa, urzim, țesim, bași în sat, bași la noi, acasă, pentru copiii noștri. Chiar dacă orașul medieval a dispărut de mult, spiritul său, citadin, continuă să trăiască prin sutele de obiecte descoperite an de an în pământ de arheologi și prin meșteșugurile care continuă să fie transmise din generație în generație.